Deschizi tu mâna ta și satul pe tot cel viu de bunăvoință. Drept este Domnul cu toate căile sale și cu jos cu toate lucrurile sale. Aproape este Domnul toți cei ce-L cheamă pe El, de toți cei ce-L cheamă pe El într-adevăr. Voia celor ce se tem de El va face și rugăciunea lor va auzi și va mântui pe dânsii. Păzește Domnul pe toți cei ce iubesc pe El și pe toți păcătoși și va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea și bine să cuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui. În veac și în veac, în veacul Lui. Domnului să ne rugăm. Doamne, iubește! Intrarea Domnului peste voi, ca să-L dați, ca să-L iubire de oameni, totdeauna, atunci și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne, iubește! Doamne, iubește! Doamne, iubește! Preasfințită Stăpână, binecuvintează! Și la ce închip de lini de foc din ceruri a trimis pe Preasfântul Duh, peste Sfinții Săi ușenii și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeu Bun, pentru rugăciune preacurată în Maicii Sale, ale Sfinților Slăviților și cu tot lăudaților apostoli, pare cel întresis Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, rugăciune Sfântului Visarion și a celor din Trânul cu Brânsul, a fără primilor să vârșim făcătorii de minori, pale Sfinților Dreptelor Dumnezeu și Părinților Timșeana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miliește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiților credincioși, iată că ne aflăm împreună astăzi la acest praznic împărătesc pogorârea Sfântului Duh. Sfântul Duh, dragii mei, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Este o persoană din Sfânta Treime. Și atunci, la 50 de zile după învierea din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, s-a pogorât în chip de lin de foc peste Maica Domnului, peste Sfinții Apostoli și atunci s-a format Biserica creștină. Sfântul Duh, dragii mei, lucrează în biserică prin Sfintele Taine. Sfântul Duh lucrează în biserică prin darul preoției care a fost dat fiecărui slujitor din biserică. Sfântul Duh lucrează în fiecare om care este botezat creștin-ortodox și care se străduiește să împlinească Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Duh, așa cum a făgăduit, a promis Mântuitorul, se va pogorî peste oameni și va învăța pe oameni mai departe tot adevărul. Fiindcă a spus Mântuitorul, eu nu vă pot spune mai multe lucruri, fiindcă voi nu le puteți duce decât ceea ce v-am spus. Dar va veni Mânghietorul, Duhul Adevărului, care vă va învăța pe voi și mă va mărturisi pe mine. Cum, dragii mei, a lucrat Duhul Sfânt și ne-a învățat mai departe? Prin Sfinții Apostoli, prin urmașii Sfinților Apostoli, fiindcă Sfinții Apostoli alegeau dintre creștini, la propunerea creștinilor, cei mai buni dintre ei, își puneau mâinile peste ei și îi hirotonea. Îi făceau episcop, preot și diacon. Și așeza pe preot și pe episcop și pe diacon în mijlocul popoarelor, în mijlocul comunităților, ca să le fie povățuitor și să servisească tainele bisericii. Iar aceștia, având în mâini Sfintele Scripturi, atât a Vechiului Testament, cât și apoi, la cererea lor, către apostoli, și când le-a spus, scrieți-ne nouă tot ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, așa au apărut Sfintele Evanghelii, așa au apărut scrisorile Sfântului Apostol Pavel și a celorlalți apostoli, care împreună formează Noul Testament, având în mâini aceste scrieri, având darul Sfântului Duh peste ei, atunci când apăreau probleme în biserică, sau erau întrebări, sau explicau poporului, din aceste Sfinte Scripturi, povățuiți de Duhul Sfânt, luminați de ei printr-o viață curată, ei vorbeau poporului și învățau. Bineînțeles, dragii mei, că biserica dezvoltându-se, plecând de aici, de la cinzecime, au apărut probleme în biserică. Uitați cum a apărut o primă problemă. Unii din Sfinții Apostoli erau evrei, bineînțeles, dar din Iudeea, din Israel.
Alții erau evrei, dar au trăit în alte părți ale lumii, cum a fost Sfântul Apostol Pavel. Acești apostoli s-au dus în lume și au început să propovădească. Când s-a pus problema botezului, ei propovădeau atât evreilor despre Mântuitorul Iisus Hristos, cât și popoarelor străine, care nu erau evrei. Greci, romani, care erau păgâni. Și s-a pus la un moment dat o problemă. Cum să-i primim pe acești oameni în biserică? Cum devinei creștini? Cei care erau dintre evrei spuneau, trebuie întâi să-i tăiem împrejur, adică să le facem botezul evreiesc, și apoi să-i afundăm, după cum a spus Mântuitorul. Așa spuneau Sfântul Apostol Iacob din Ierusalim, chiar și Sfântul Petru. Dar Sfântul Apostol Pavel a spus, nu are niciun sens să facem acest lucru. Mântuitorul ne-a spus, cineva se va boteza, cineva crede, se va boteza, se va mântui. Iar botezul să fie făcut în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Atât ne-a spus Mântuitorul. De ce să mai facem și botezul evreiesc? Fiindcă ei vin direct la credința Mântuitorului Iisus Hristos, devin creștini. Și atunci erau discuții între Sfinții Apostoli. Și ce au făcut? S-au strâns acești apostoli în anul 50 după Mântuitorul Iisus Hristos la Ierusalim, formând astfel pentru prima oară în istoria Bisericii un sinod al Bisericii. Sinodos, în limba greacă, înseamnă să mergem pe aceeași cale. A ne aduna împreună și să mergem pe aceeași cale. Sinodos. Sinod. S-au strâns, s-au rugat, l-au rugat pe Dumnezeu să coboare darul Duhului Sfânt peste ei și plecând de la vorbele și cuvintele Mântuitorului, au tras concluzia aceasta și au lăsat-o ca învățătură în biserică. Cei care vor să vină, să devină creștini, trebuie să fie botezați prin trei afundări în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Bineînțeles, înainte învățându-i despre credință. Și așa a rămas de atunci în istoria bisericii, iată, botezul acesta creștin ortodox pe care l-am primit toți sau care trebuie să-l primim. Nu numai că a rămas acest lucru despre botez, dar a rămas, dragii mei, și exemplu cum se lucrează în biserică. Atunci când apare o problemă, și problemele apar de-a lungul istoriei aproape tot timpul, atunci trebuie să se adune episcopii, reprezentanților, preoții, care sunt la urma urmei reprezentanții poporului pe care îi păstoresc, să se strângă împreună și având la bază Sfintele Scripturi și scrierile Sfinților Părinți și hotărârile lor de înainte, să dezbată problema respectivă și să hotărască după ce se roagă ca Duhul Sfânt să pogoare peste ei și să-i povățuiască. Acestea se numesc sinoade, dragii mei. Iar când sinoadele acestea au fost mari a toată lumea, adică au fost reprezentanți în aceste sinoade toate patriarhiile lumii, s-a numit sinod ecumenic. Ecumenic înseamnă a toată lumea. Așa au apărut în istoria Bisericii, rând pe rând, sinoadele ecumenice. De multe ori erau probleme care se întâmplau într-un anumit loc, ținând de o tradiție locală. Nu era nevoie de un sinod ecumenic, ci se strângea sinod local. Acelea se numesc sinoade locale. Hotărârile acelor sinoade erau acceptate dacă se întâmpla să fie un sinod ecumenic de către sinoadele ecumenice. Țineți minte, aceste sinoade tot timpul trebuie să aibă, sau discuțiile din aceste sinoade trebuie să aibă referire la Sfânta Scriptură. Nu se vorbește din mintea fiecăruia, sau nu se vorbește după părerea fiecăruia, ci cum spune Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție a Bisericii. Cine vorbește despre credință din mintea lui, fără să aibă bază Sfânta Scriptură, se numește că el vorbește cu capul descoperit, este o expresie, adică nu are acoperire în Sfânta Scriptură și în Sfântul Părinte. Iubiților credincioși, iată lucrarea Duhului Sfânt pentru ca biserica să meargă pe calea lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Știți prea bine din istoria bisericii, la un moment dat, biserica creștină care a fost una, s-a rupt în două. În 1054 s-a rupt în Biserica de Răsărit și Biserica de Apus. Cea de Răsărit a luat și a purtat numele de Ortodoxă, Vrețuritoare, și cea de Apus a purtat numele de Catolică sau Universală.
Acestea au fost împreună, dar în 1054 s-a rupt, din cauza unor învățături greșite. Deși, veți vedea, s-au strâns sinoade înainte și au arătat învățăturile greșite din apus, acestea au devenit legi în Biserica Apuseană și atunci Biserica a trebuit să se rupă. Și așa a apărut Ortodoxia și Catolicismul. Din Catolicism, mai târziu, la 1500 și ceva, s-au rupt țările acestea, de obicei nordice, în general nordice, și au format protestantismul. Iar protestanții s-au rupt în sute de bucăți. Protestanții, dragii mei, au spus că noi avem la bază doar Sfânta Scriptură și ca mântuire doar credința. Nemai punând sau nemai adoptând hotărârile Sfintelor Sinoade, tradiția, Sfânta Tradiția Bisericii. Neavând această tradiție, dragii mei, ei nu au avut exemple după care să se ghideze. Și atunci fiecare părere a unuia a dus la formarea unei biserici. Și așa au apărut sute de biserici. Au apărut sute de organizații de acestea protestante. Pe când Biserica Ortodoxă a rămas una în continuare. Până în 1924, când Biserica Ortodoxă a fost lovită cumplit de un anunț. Mă refer, să spunem, la Biserica Ortodoxă Română. A venit o circulară din Patria Mitropoliei, că nu era Patriarhia atunci, era Mitropolia României. A apărut o circulară, adică o scrisoare care a circulat în toată biserica și care a spus: de azi considerăm, dăm calendarul bisericesc cu 13 zile înainte, și ziua de întâi o considerăm 14 octombrie. Așa s-a întâmplat în 1924. Din motive astronomice am hotărât acest lucru și a dat această hotărâre. Lucrul acesta a fost hotărât la Constantinopol, un an înainte, în 1923, într-o conferință în care au fost 8 oameni și au hotărât să schimbe calendarul bisericesc. Dragii mei, acest lucru a fost o lovitură în Biserica Ortodoxă. Fiindcă Biserica Ortodoxă nu a acceptat în totalitate acest lucru, ci o mică parte din ea, dacă privim în totalitate Ortodoxia, a adoptat calendarul nou. Cealaltă rămâne pe calendarul vechi. Dar s-a produs în Ortodoxie o ruptură. Și știți proverbul care spune: dezbină și stăpânește. Această ruptură era aparent doar legată de calendar. În schimb, de-a lungul timpului s-a observat un lucru. Și anume că, de fapt, calendarul era doar o etapă dintr-o altă lucrare, o lucrare mai mare. Și această lucrare ce vrea să facă? Voia și vrea să aducă toate religiile într-un singur loc. Să le adune, să le amestece, să le formeze o religie nouă, o religie, dragii mei, străină, nouă, așa cum a spus, care va fi și este religia lui Anticrist. Vedeți dumneavoastră, aici ne-am adunat creștini care facem parte din Biserica Ortodoxă, care a păstrat calendarul mai departe și este numită stil de, și creștini care fac parte din Biserica pe nou numită stil nou. Cei care sunteți din Biserica pe stil vechi, ați mai studiat. Ați mai înțeles lucrurile acestea, fiindcă v-ați pus problema de ce s-a schimbat calendarul. Și ați întrebat, poate, pe preoți. Și aceștia v-au explicat ce s-a întâmplat. Cei de pe nou, în schimb, nu știu nimic. Foarte puțin din ei știu acest lucru. Foarte puține lucruri știu ce s-a întâmplat de atunci, de la schimbarea calendarului, până în zilele de astăzi. Și deodată ei, în ziua de astăzi, aud că este un mare sinod ortodox care se desfășoară în zilele acestea în Creta. Un sinod, dragii mei, ortodox, care vrea să legifereze tot traseul acesta care l-au făcut acești ecumeniști în mod ascuns din 1920 până în ziua de astăzi. Acum 3 săptămâni, deci 3 săptămâni în urmă, Duminica Samarinece, bisericile ortodoxe care țin calendarul vechi și sunt anti-ecumeniste,
La noi în țară biserica se numește ortodoxă de stil vechi. În Grecia, de exemplu, se numește biserica adevăraților creștini ortodoxi. Genuine Orthodox Church of Greece. Adică biserica originală ortodoxă a Greciei. La noi se numește stil vechi. Împreună, tot, din toată lumea, cei care țin calendarul vechi și luptă împotriva ecumenismului și s-au rupt de ecumenism, păstrând biserica mai departe, curată și adevărată, se numesc adevărații creștini ortodoxi. Deci în lumea așa suntem cunoscuți, ca adevărații creștini ortodoxi. Acum 3 săptămâni am întâlnit în Grecia, fiindcă biserica ortodoxă adevărată din Grecia a canonizat primul ei mitropolit. L-a canonizat pe Sfântul Hristostom de Florina. Și cu această ocazie s-a făcut și un sinod. La acest sinod s-au dezbătut 2 documente. Unul din ele se numește Mărturisirea de Credință Adevărată Ortodoxă, în care toți creștinii aceștia adevărați ortodoxi dau o mărturisire ortodoxă adevărată. Și al doilea document este un mesaj, un mesaj de trezvie, adică de trezire, totodată și un mesaj de atenționare pentru toți creștinii ortodoxi, și pe nou, și pe vechi, și ecumeniști, și anti-ecumeniști. Un mesaj în care se arată că iată ce s-a început în anul 1920 și poate veți vedea și înainte, cu câțiva ani, iată că ceea ce s-a început atunci s-a dus programat până în ziua de astăzi, până la acest sinod. Iar dacă acest sinod hotărăște ceea ce și-a pus în gând, să zicem, ceea ce au pregătit prin comisiile presinodale, de fapt se pecetluiește pentru totdeauna calea bisericilor ortodoxe ecumeniste. O cale care îi va duce la formarea acestui nouă religii, ecumenismul, care face parte din marea globalizare, sau noua ieră, sau New Age. Tot ați auzit poate pe la știri că se vorbește de o nouă ieră, o nouă lume. I-au zis pe președinții țărilor puternice din lume că toți spun, vom face o nouă ieră, o nouă lume, o guvernare unică, un singur președinte. Ei, în domeniul religios vrea să fie același lucru, bineînțeles, ca să unești toată lumea, trebuie să unești și religios. Și vor să formează o nouă religie. Ca să formeze această nouă religie, dragii mei, trebuie să facă 2 lucruri. Și anume, în primul rând, să unească pe creștini, adică ortodoxi, catolici, protestanți, și după ce unesc pe creștini, acest lucru se numește relațiile sau unirea intercreștină, apoi să unească religiile, adică creștinismul cu musulmane, cu islamul, cu budismul, cu satanismul, cu religiile naturale indiene, din India, americane, indienii nativi care sunt pe gând, și cu toate religiile zoroastriene, cu toate religiile din lume. Acest lucru se numește interreligios. Vă spun ce înseamnă acest termen ca să înțelegeți. Cum va reuși să facă acest lucru? Care este instrumentul care se unească pe toți? Acest instrument poartă numele de sincretism religios. Ce înseamnă sincretism? Înseamnă a pune împreună mai multe învățături, dogme, filozofii care sunt opuse, de a le forța să stea împreună. Acest lucru, acest termen se cheamă sincretism. Când în domeniul religiei, sincretism religios. Veți auzi când citesc documentul acesta despre acest termen și de multe ori, deci înseamnă a aduna pe toți, chiar dacă sunt împotrivă. Fiindcă, dragii mei, gândiți-vă cum să poți să adun, să slujească, să se roage împreună un creștin ortodox cu un satanist. Dar și satanismul este o religie. Și în America, de exemplu, și în alte țări occidentale, este recunoscut ca religie. Cum? Pe ce bază? Pe baza drepturilor omului. La libera alegere a credinței. Și atunci, tu ești satanist și te închini lui Satana, lui Lucifer, că așa se spune, că Lucifer, de fapt, a fost oropsit de Dumnezeu și că trebuie adus din nou prințul Lucifer. Da. Și rugăciunile care le fac ei sunt tocmai rugăciunile creștine, dar întoarse. La Tatăl nostru, care ești în cerul, spune că Tatăl nostru care e neat și așa mai departe. Lucruri reale, dragii mei. Au și un fel de, să spunem în ghilimele, preoție, deci slujbă de jertfă, numai că jertfele lor
sunt jertfe umane, se sacrifică copii, copii obținuți prin desfrânare, din femei desfrânate, desfrânând ei acolo, copii obținuți sunt sacrificați, sunt tăiați, sângele lor se pun în niște potire și apoi se beau din ele și așa mai departe. Acestea sunt ritualuri satanice. Ei, gândiți-vă că acest ecumenism, această globalizare religioasă, va pune împreună toate acestea. Cum? Prin sincretism. Adică adun idei, religii, filozofii antagonice, le adună împreună, le forțez să stea împreună. Și care este instrumentul, să spunem, teologic? Ecumeniștii numesc minim dogmatic. Adică, domnule, dacă avem ceva, să ne legăm de ceva. Și acest lucru va funcționa atât în creștinism, cât și în interreligios. Ce înseamnă minim dogmatic? Ia uitați cum se pune problema. Spune așa. Care sunt mai apropiați unii de alții? Sunt ortodoxi cu monofiziții. Monofiziții ce sunt? Sunt copții, armeni și etiopieni, iacobini. Sunt monofiziți. Ei s-au rupt de biserică de la sinodul al IV-lea, că nu l-au recunoscut și au format biserica lor. Ei spune că Mântuitorul Iisus Hristos a fost o singură fire, monofizis, o singură fire, doar dumnezeiască. Și n-a avut o fire umană. Sau dacă la început a fost om, s-a absorbit în firea dumnezeiască, n-a fost om desăvârșit. Ei așa spun și au rămas cu învățătura lor până în ziua de astăzi. Și atunci, ecumeniștii aceștia spun, cum îi punem împreună? Apelând la principiul acesta, minimul dogmatic. Hai să vedem ce îi aseamănă. Au preoții? Au. Au sinoadele 4, sinoadele 3, sinoadele ecumenice recunoscute? Au. Ei, îi unim în jurul acestora. De celelalte nu mai discutăm. Sau spunem că de fapt sunt la fel, dar sunt diferiți termeni. Dar îi unim după asta. Și îi unește după asta. După aia la rând, cu catolicii ce au în comun? Păi catolicii au preoție, au biserici, au taine, nu? Liturghie și așa mai departe. Chiar dacă sunt diferite, chiar dacă sunt schimbate, au lucrul acesta. Nu mai discutăm de diferențe. Aveți astea, semănați cu ortodoxii, trebuie să vă uniți. Și unește împreună. Protestanții ce au? Au scriptură. Au credință. Ca bază, seamănă cu ortodoxii, chiar dacă numai jumate, îi unim și pe aceștia. După ce unește pe creștini, spune așa, hai cum îi unim cu islamicii. Minimul dogmatic. Adică ce un minim care se asemene? Credința într-un singur Dumnezeu. Nu? Creștinii cred într-un Dumnezeu unic, dar în trei persoane. Pe când musulmanii cred și într-un Dumnezeu unic, dar nu trinitar. Deci cred într-un Dumnezeu unic. Îi unim, sunt monoteiști. Hai să-i unim împreună. Și lăsăm fiecare cu tradițiile lor. Dar ei să se unească, să se roage împreună. Dar cum îi unești cu budiștii? Sau cu hinduiștii? Cu asiaticii? Dumnezeul lor este impersonal. Adică este ceva, nu e o persoană, e impersonal, este o putere, o stare și atât. Dar atâta timp cât ei cred totuși în ceva, chiar dacă nu e personal, care nu are o relație personală cu omul, hai să-i unim și pe budiști. Și unește și pe budiști, dragi. Și apoi caută să-i unească și cu păgâni, care se închină la soare, la lună și așa mai departe. Și la urmă, și cu sataniști, fiindcă și cred în ceva. Și aici se ajunge, dragii mei. Deci, globalizarea aceasta religioasă va strânge pe oameni în jurul unei idei. Ideea de zeu, de Dumnezeu. Sau ideea de închinare. Dar nu contează la cine, nu contează cum arată, nu contează ce cere acest Dumnezeu. Că la unul cere să ucide ca la sataniști. Că la alții cere să postească, să se străduiască fapte bune, să facă fapte bune, nu contează. Ei să fie împreună. De ce? Să-i conduce. Și de fapt acest lucru este ideea lui diavolului, ca să fie el stăpân peste oameni și oamenii să se închine lui. Fiindcă diavolul știe prea bine că un ortodox care se roagă împreună cu un eretic, un eretic, nu zic un păgân, dar doar cu un eretic, dacă se roagă, el pierde darul Sfântului Duh. Dacă el se împărtășește, se spune, sau participă la o slujbă eretică, el pierde darul Sfântului Duh. Și pierzând darul Sfântului Duh, el nu mai este în comunie cu Dumnezeu cel adevărat, ci va fi
în bătaia vântului și încet, încet îl aduce sub conducerea diavolului și ca să îi se închine lui. Acesta este scopul final al diavolului. Dintre toate religiile din lume, dragii mei, cel mai greu de adus în acest, să zicem, staul eretic, dintre toate, sunt ortodoxe. De ce? Fiindcă ortodoxul Dumnezeu le-a lăsat Sfânta Tradiție pe Duhul Sfânt, care a povățuit și a călăuzit rânduiala sinoadelor, în care o hotărâre în biserică se ia împreună, ca să înțelegeți dumneavoastră cum lucrează Biserica Ortodoxă și să o iubiți mai mult, iată cum. Să spunem că apare undeva în lume, în mijlocul creștinilor ortodoxi, o învățătură greșită. Spusă de un episcop sau de un preot sau chiar de un creștin, care începe să tulbure mintea oamenilor, se atragă pe unii, dar este sesizată. Acest lucru ajunge la episcop, la episcopul locului. Dacă acesta poate, omul respectiv, dacă nu e chiar el, să-l învețe, să arate că este greșit și să-l corecteze, a el să înceapă să lepede credința, atunci episcopul trebuie să anunțe pe mai mare din zonă, patriarhul respectiv, sau mitropolitul respectiv, și acesta strânge sinod de mai mulți episcopi, cheamă persoana respectivă și îi arată învățătura adevărată. Dacă persoana respectivă acceptă și își dă seama și ascultă, atunci el este iertat și erezia s-a terminat. Și sinodul respectiv dă o învățătură în care arată că acea învățătură este greșită și avertizează poporul. Dacă ea nu se stinge, ci ea amploare, așa cum s-a întâmplat cu Aria, Aria a fugit din Alexandria în Asia Mică, în Nicomedia, a captat pe episcopi în jurul lui și a învățat credința greșită, iar aceștia au început să învețe în biserică, deja lucrul a început să se extindă. Și atunci împăratul Constantin a zis să se strângă toată lumea ecumenic, să fie un sinod ecumenic și să hotărască în privința învățăturilor Ariei. Este Iisus Hristos creatură sau este Dumnezeu din viață? Și așa a apărut primul sinod ecumenic, anul 325. Sinodul s-a strâns de episcop. Aceștia din Sfânta Scriptură au arătat care este învățătura și cum trebuie să credem adevărat despre Iisus Hristos, cum a fost atunci cu Ana. Iar după ce au hotărât a lăsat această învățătură scoasă din Scripturi, au trimis-o prin fiecare episcop poporului. Poporul, dragii mei, a ascultat această învățătură. Dacă poporul, poate nu în momentul respectiv, dar în timp, observă că e o greșeală într-o învățătură și o sesizează, atunci sinodul cade. Dar iată că în timp această învățătură a rămas, poporul a acceptat-o și a devenit învățătură de credință de la Duhul Sfânt rămasă în popor. Adică orice hotărâre care se face la nivel sinodal se prezintă poporului. Pleroma se cheamă, adică totalitatea creștinilor. Și poporul, dragii mei, trebuie să o accepte dacă este adevărată. Dacă se sesizează că este ceva în regulă, nu acceptă și atunci sinodul respectiv cade sau se întâlnește un alt sinod. Acesta este mecanismul care lucrează în Biserica Ortodoxă. În schimb, la acest sinod panortodos care se face acum, acest mecanism este rupt și îl veți auzi când îl citesc acum. Fiindcă poporul nu știe nimic, fiindcă hotărârile care se vor dezbate în ghilimele la acest sinod sunt hotărâte și culmea, citind zilele acestea, am ascultat mărturia patriarhului Bulgariei, care s-a retras de, nu s-a dus la acesta, spunea: cum să mă duc și al Georgiei, cum să mă duc la un astfel de sinod în care hotărârile sunt luate deja și eu trebuie să -mi forțat să votez, fiindcă ni s-a spus că nu avem voie să schimbăm nimic. Și a spus, ce sinod este acesta? Ce sinod este acesta în care eu mă duc și nu pot să-mi spun părerea sau să aduc un argument? Înseamnă că de fapt au fost hotărâte lucruri. Și așa este. Lucrurile au fost hotărâte. Sinodul acum este de poză, să primească semnăturile și apoi să introducă hotărârile în biserică. Când va veni în biserică cu hotărârile sinodului, din păcate majoritatea poporului ortodox din bisericile oficiale, fie pe nou, fie care țin calendarul lui,
dar oficiale, nu adevărați plăcuștinii tuturor, din cauza că nu mai au cunoștințe, le vor accepta. Puțin din ei nu le vor accepta și veți auzi astfel de reacție. Ei, noi atunci, adevărații creștini ortodoxi care au strâns în Grecia cu ocazia canonizării, am făcut și un document care se numește Mesaj de Trezvie, adică să se trezească și poporul, iar cei care știu să fie atenți la acest sinod. Nu este sinodul nostru, noi nu facem parte din bisericile lor. Puteam să tăcem de gură, tăcem de gură să ne vedem de treaba noastră, dar totuși am zis să dăm un mesaj, poate se mai trezesc oamenii și să-și dea seama pe calea greșită pe care o are. Și așa a apărut acest mesaj. Eu o să-l citesc. O să mă opresc din loc în loc unde termenii sunt un pic mai complicați ca să vi-l explic. Și la cei de celor din București care au ascultat acest document, dar poate nu l-au înțeles în totalitate. Este un document dogmatic. Și vedeți, iubiților credincioși, pentru noi cei de pe vechi, care cât de cât suntem pregătiți, este destul de greu. Dar ceilalți care habar n-au, este și mai greu. Dar trebuie să-l facem să fie înțeles. Biserica Ortodoxă de stil vechi din România, mesaj de trezvie și credincioșie în dreapta mărturisirii credință adevăratelor biserici ortodoxe. În Duminica Samarinencii, din 16, data veche, 29, data 9, mai 2016. Învățătura sănătoasă a Sfinților Apostoli, a Sfinților Părinți și a Sinoadelor și așa numitul Mare Sinod al Ecumeniștilor. Introducere, poziția critică și pregătirea. Iubiți frați și preună slujitori în Hristos, iubiți fiind în Domnul și în adevărată ortodoxie. Noi care ne-am îngrădicit din mila și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să slujim mica turma adevăratei biserici, ne rugăm din adâncul inimii noastre pentru întărirea voastră în învățătura sănătoasă a Sfinților Apostoli, a Sfinților Părinți, a Sfintelor Sinoade și vă îmbrățișăm în lumina învierii și a curatei noastre credințe. Pe parcursul acestor zile, deci acum 3 săptămâni s-a întâmplat, cu harul lui Dumnezeu și ajutorul născătoare de Dumnezeu, păstori din Grecia, Rusia, România și reprezentanța adevăraților creștini ortodoxi din toată lumea, ne-am adunat împreună pentru a participa la evenimentul cu adevărat special al includerii în mod oficial în calendarul Sfinților Ortodoxi a mărturisitorului ierarh Hristostom de Florina, care a dormit în anul 1955. Vă spun, este primul mitropolit al Bisericii Ortodoxe de stil vechi din Grecia. Și cu această ocazie a consfătuirii noastre să vă adresăm câteva cuvinte de pace, mângâiere, întărire și înștiințare. Considerăm acest lucru necesar pentru că peste 3 săptămâni, adică zilele astea, este anunțată convocarea de către ecumeniști, adică așa numitelor biserici oficiale, a Sfântului și Marelui Sinod numit de ei, pregătit de peste 10 de ani, a cărui autoritate este deja contestată foarte puternic, chiar și de teologi inovatori, specialiști, clerici și laici, care au conștientizat pe deplin că ecumenismul conține o panerezie ecleziologică, atât în faptă cât și în teorie. Ce înseamnă, dragii mei, cuvântul panerezie ecleziologică? Erezie, eres, în limba greacă, înseamnă greșeală. Greșeală în dogmă înseamnă erezie. Panerezie înseamnă o erezie a tuturor ereziilor. Iar panerezie ecleziologică înseamnă că această erezie, dragii mei, lovește în învățătura despre Sfânta Biserică. Eclezia înseamnă biserică. Vă readuc aminte, dragii mei, că Arie și Pneumatomachii au fost eretici trinitari. Adică au venit cu învățături greșite în învățătura despre Sfânta Treime. Arie s-a legat de Fiul, Pneumatomachii s-au legat de Duhul Sfânt. Luptătorii împotriva Duhului Sfânt înseamnă Pneumatomachii. Acestea se numesc erezii trinitare. Următoarele erezii, nestorii, monofiziții, monotelismul, iconoclasmul, da? Care au fost combătute la sinoadele următoare, au fost erezii cristologice, adică se legau de persoana Mântuitorului.
și loveau în ea, învățând greșit. Se numesc erezii cristologice. Ecumenismul, dragii mei, se numește panerezie ecleziologică, fiindcă lovește în învățătura fundamentală despre biserică. Ei nu mai vorbesc, cum spune crezul nostru, cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, ci ei spun așa că biserica, de fapt, nu a fost una, ci au fost mai multe ramuri de-a lungul istoriei. Ca un copac. La început a fost una, dar apoi ca un copac s-a format ramuri. Fiecare având adevărul ei, dar împreună, parțial, dar împreună vor forma adevărul cel unic. Și aia este unica biserică, unindu-i pe toți. Se numește teoria ramurilor și stă la baza ecumenismului. Și de aceea erezia aceasta este o erezie ecleziologică. Lovește în învățătura despre biserică. Desigur, înainte de convocarea acestui sinod al ecumeniștilor și înainte de hotărârile lui finale, nu putem să exprimăm niciun cuvânt definitiv și decisiv. Cu toate acestea, putem menține o atitudine critică față de acest sinod și să ne pregătim pentru ceea ce va urma, atât timp cât sunt bine cunoscute și bine conturate atât începutul, evoluția, etapele și transformările lui, bazele și elementele lui structurare, precum și persoanele care au lucrat sistematic mai mult de un secol în vederea realizării acestui sinod, însă fără respectarea condițiilor lăsate de Sfinții Părinți și de Sfintele Sinoade ale adevăratei Ortodoxii. Capitolul al doilea ne va informa despre forma și esența acestui sinod și va arăta că nici în formă, nici în esență acesta nu poate fi numit sinod. Deci formă și esență, nu Sfântul și Mare Sinod. În primul rând, acest sinod al ecumeniștilor nu poate fi numit și considerat sfânt, pentru că nu există nicio perspectivă de a ratifica sinoadele ecumenice și panortodoxe precedente, ci a programat să stabilească legi împotriva acestora, atât timp cât, după cum este bine cunoscut, diversele recursuri pentru ca acesta să recunoască sfinții de la sinodul al 8-lea și al 9-lea sinod ecumenic, au fost, ca și sinod ecumenic, au fost respinse. Pentru a nu ne mulțumi pe heterodoxii de apus, și în acest fel ecumeniștii neagă în faptă continuarea sfinței tradiții și canonul de aur, după cuvintele Sfântului Benedict de Lerin, care spune, aceasta ținem, ceea ce pretutinde, ceea ce dintotdeauna, ceea ce de toți a fost crezut. Iubiților credincioși, când se strânge un sinod pan-ortodox sau ecumenic cum era înainte, acesta trebuie să fie în concordanță cu hotărârile sinoadelor ecumenice și locale acceptate de biserică dinainte. Orice sinod, ca să fie considerat adevărat și lucrarea Sfântului Duh, trebuie să accepte hotărârile sinoadelor trecute, fiindcă altfel, dacă îi spun că iau hotărâre împotriva sinoadelor trecute și spun că era Duhul Sfânt, înseamnă că Duhul Sfânt se contrazice. Adică dacă la sinodul 1, 2 până la 7-lea ecumenic, pus sinoadele locale, s-a hotărât lucruri legate de învățătura de credință. Și tu vii și faci un sinod și spui că este Dumnezeu, dar le contrazice, atunci înseamnă că Duhul Sfânt se contrazice, ceea ce este imposibil, fiind Dumnezeu adevărat. Și acest, așa spune acest paragraf, că acest sinod nu poate fi considerat sfânt. De ce? Fiindcă dacă el ar fi fost sfânt, ar fi trebuit să accepte hotărârile sinoadelor panortodoxe din secolul al IX-lea și din secolul al XIV-lea. Cel din secolul al IX-lea a fost a Sfântului Fotie cel Mare, secolul al X-lea, 906, a Sfântului Fotie cel Mare, cu patriarhii de răsărit și cu reprezentanți de la catolici, care nu erau rupți de biserică. S-a făcut un sinod atunci împotriva lui Filiogve. Filiogve a dat-o din crezul catolic, dragii mei. Și la acest sinod s-a acceptat crezul acesta, care ortodox este adevărat. Iar la sinodul din secolul XIV a fost Sfântul Grigore Palama, în care s-a vorbit despre Harul Divin și învățătura ortodoxă a fost acceptată de toți patriarhii răsăritului, plus reprezentanți de la catolici. Dacă ei acest sinod îl vor face, trebuie să accepte aceste învățături.
care sunt acceptate, cum spune Sfântul Benedict, de toată biserica de pretutindeni, din totdeauna și de toți este crezut în Biserica Ortodoxă. Noi am crezut tot timpul că crezul Liceul Constantinopolitan este adevărat și Firov este greșeală. Cum a spus Sfântul Fote și recunoaște pe Sfântul Fote ca Sfânt. Noi recunoaștem Harul Necreat, cum a spus Sfântul Grigore Palama. Ei, acești ortodoși care s-au strâns, trebuie să recunoască aceste sinoade. Iar dacă recunosc aceste sinoade, înseamnă că trebuie să-i condamne pe catolici în sinod. Și ei nu vor să facă acest lucru. Și de aceea numai adevărații creștini avertizează și spune, vedeți, numai din acest lucru, acest sinod nu poate fi sfânt, deși ei îl numesc așa. Nu poate. Fiindcă de multe ori li s-a spus, recunoașteți sinodul Sfântului Fote, recunoașteți general sinodul Sfântului Grigore Palama, recunoscut de toți ortodoxi atunci. Nu. Că lovim în catolici. Nu mai putem spune după aia că și crezul catolic este adevărat, cum spunea Patriarhul Teoctist. Nu mai putem spune că învățătura despre grația creată a catolicilor este greșită, fiindcă Sfântul Grigore Palama nu ne învață acest lucru. Și nu vor să recunoască acest lucru. Vor să-l ascundă, să-l țină sub tăcere. Și de aceea noi spunem, aveți grijă că acest sinod nu poate recunoaște acestea, nu vrea. Și de aceea este împotriva Duhului Sfânt. Mai mult, pe baza tematicii și a textelor pentru aprobarea finală de către acest sinod al ecumeniștilor rătăciți, se evidențiază că acest așa numit Mare Sinod nu va fi și nu este posibil să fie considerat mare nici în formă, nici în esență. Dimpotrivă, va fi mic și nesemnificativ, după cuvintele Mântuitorului din Matei 5:19, și cu siguranță se va abate de la hotarele adevăratei conștiințe. Ce spune în Evanghelia de la Matei? Capitolul 5:19. Cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui Ceresc. Și cine nu mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, mic se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea spune că acest sinod va fi mic și nu mare, cum este numit, fiindcă el nu va mărturisi pe Iisus Hristos și învățătura lui. Din punct de vedere formal, acest sinod nu va fi mare în ceea ce privește numărul de reprezentanți. Pentru că pe baza regulamentului, acesta se va constitui în cele din urmă într-o reuniune largă a primaților, adică a conducătorilor bisericilor, bazată pe un principiu de reprezentare, potrivit căreia fiecare biserică locală va avea doar un singur vot, lucru de neconceput pentru un adevărat sinod bisericesc a Sfintei noastre tradiții. Dragii mei, sinoadele când se fac, participă episcop cât mai mulți. Dar fiecare episcop care participă la un sinod are drept egal de vot cu oricine din sinod. Ei, la acest sinod, ei se duc mulți, de exemplu, din partea României, dar doar un singur vot au drept. Și lucrul acesta nu este reprezentativ. De ce, dragii mei? Fiindcă, de fapt, episcopii reprezintă poporul. Și gândiți-vă dumneavoastră, Biserica Rusă are 100 și ceva de milioane de creștini ortodoxi. Pe când Biserica Alexandrei, sau hai să spunem chiar Constantinopolul, are câteva mii. Și cum poți tu să pui un vot de la ruși cu un vot al Constantinopolului? Sau cu un vot al Antiohiei, care are câțiva creștini? Hă? Înainte, sinodele, dragii mei, când era sinod ecumenic, se chemau episcop din toate colțurile lumii. Fiecare comunitate care are episcop, dacă se poate să participe. Și fiecare episcop avea drept la cuvânt și la vot. Ei, acum s-a schimbat regulamentul și de aceea avertizăm, aveți grijă că acest sinod, nici ca formă, cum lucrează el, nu este ortodox. În acest fel, acest sinod al ecumeniștilor inovatori nu împlinește condițiile unui sinod cu adevărat tradițional. Pentru că Duhul autentic sinodal al Ortodoxiei, care exprimă esența Ortodoxiei, cere totalitatea episcopilor în numele credincioșilor creștini din fiecare eparhie să dea mărturie despre experiența bisericii. Astfel încât, după ecleziologia ortodoxă, episcopul reprezintă la un sinod biserica locală de sub el, iar autoritatea acestei slujiri întreite, slujirea tainelor, a învățăturii și administrării, constituie și adevărește credința nezdruncinată atât a acestui episcop, cât și a clerului și credincioșilor săi în adevărul evanghelic, adică în ortodoxia adevărului și a vieții, ceea ce v-am spus. Acest sistem reprezentativ este, în esență, un sistem antisinodal.
al ecumeniștilor, pentru că exclude participarea la sinod acelor episcopi care ar fi exprimat dezacordul lor față de teoria și practica ecumenismului luptător împotriva bisericii. Și în același timp, în mod evident, urmărește evidențierea părerii unui număr foarte mic de reprezentanți preselectați, ca și cum ar fi o exprimare a unui acord panortodox. Cu alte cuvinte, dragii mei, care episcop nu este de acord cu acest sinod, este lăsat acasă, chiar este urgisit și este luat numai cei care sunt de acord cu el. În esență, deci ca formă ați văzut că nu este un sinod ortodox nici pe departe. În esență, acest sinod de pseudo-învățător, adică falși învățători ecumeniști, nu va fi mare din moment ce subiectele cu care se va ocupa nu sunt nici mari, nici principale, nici mântuitoare, ci mai degrabă mici și nesemnificative, neesențiale și fără îndoială cu o perspectivă lumească. Acesta nu relevă pe de o parte nici de cum o biserică vie, care își urmează calea în mijlocul diferitelor provocări ale vieții contemporane, iar pe de altă parte o lume lovită mortal de iubirea de slavă, de iubirea de bani, de iubirea de plăcere, adâncită din ce în ce mai mult în confuzie și în lipsa de sens a vieții. Un adevărat mare și sfânt sinod al adevăratei ortodoxii ar fi trebuit astăzi să se ocupe cu atenție nu cu teme care se înțeleg de la sine și s-au soluționat deja îndeajuns și complet de tradiția evanghelică și canonică, cum ar fi nunta, postul, pacea și împăcarea popoarelor. Fiindcă, dragii mei, ei vor să discute acum despre nuntă, despre post, lucruri care au fost lăsate de Sfinții Părinți, ci ar trebui să se ocupe cu teme serioase și actuale de credință, dogmă și viață și morală, în legătură cu periculoasele resuri contemporane, diferitele rătăciri și influențe ideologice care erodează în mod treptat, constant și de multe ori binesimțite societatea creștină, în mod special, care vor să anuleze Evanghelia Mântuirii, precum este erizia ecumenismului intercreștin și interreligios, relativizarea adevărului, atot cuprinderea ecleziologică, laicizarea, mișcările sincretiste de tip New Age, cum sunt care combat Duhul Evanghelic, cum este bioetica, denaturarea antropologică, teorii sociale, economice. Bioetica, dragii mei, știți, se ocupă cu aceste probleme științifice de frontieră și cum pot fi ele interpretate și aplicate în viața omului. De exemplu, vă dau un exemplu. Vor să facă bancă de sămânță bărbătească. Și atunci o femeie se duce și alege ce vrea, cum vrea să fie copilul. Cu ochii albași, cu tare, ia și prin inginerie genetică să ia copilul cu caracteristicile care vrea. Deci aceste lucruri sunt ale științei din ziua de astăzi, iar bisericile ar trebui să se ocupe cu ele, să dea un răspuns acestor probleme numite bioetice. V-am dat un exemplu. Schimbările de sex și așa mai departe sunt lucruri la care biserica trebuie să le trateze, fiindcă sunt actuale. Nu se ocupe că postul nu mai e bun sau ce vor ei. Nunta, vor preoții să se căsătorească a doua oară și nunta să o denatureze, fiindcă nu se căsătorești cu altul și cu altul, chiar dacă nu e din biserică. Deci alea sunt hotărâte de Sfinții Părinți. Sunt probleme noi care ar trebui discutate. Și în sfârșit, aceste lucruri grele din ziua de azi vor să propodească alte evanghelie decât aceea care ni s-a vestit și am primit-o, cum ar fi teologia academică, scolastică, filozofică și comunistă. Adică de ideile filozofice și științifice din ziua de astăzi, pe care tot biserica trebuie să le întâmpine, să le discute în sinoade, să le prezinte poporul. Acest sinod este mic și nesemnificativ pentru că trădează nădejdea lumii și așteptarea căutărilor de bine intenționați a adevărului și vieții, prin intermediul învățăturii anti-ortodoxe despre biserică, conform căreia multe și variate comunități religioase eretice de răsărit și de apus, care au falsificat în diferite moduri vestea Evangheliei, se presupune că sunt incluse în limitele canonice și arismatice ale uneia sfinte sobornicești și apostolicești biserici. Și în cele din urmă pune clădirea zidită de Dumnezeu a uneia și sfintei singure biserici în locul și în legătură de egalitate și în paralelă cu așa numitele religii ale lumii, desfințând în acest fel chemarea misiunii evanghelice adresată heterodoxilor și celor de altă credință la pocăință, întoarcerea și integrarea lor în unul și singurul trup. Adică, dragii mei, atât timp cât în lume noi nu spunem că biserica adevărată este cea ortodoxă,
Și spunem că și catolicii sunt buni, și protestanții sunt buni, și musulmanii sunt buni, și că e bine să fim împreună, noi, spune acest paragraf, de fapt, le tăiem șansa ca ei să ajungă la mântuire. Fiindcă ei vor rămâne în învățătura lor greșită și trage și pe ortodoxi odată cu ei. Alte dovezi ale absenței Duhului Sfânt de la pregătirea așa numitului Mare Sinod al acestor ecumeniști abătuți este faptul că textele care sunt promovate pentru a fi aprobate nu sunt pătrunse de suflarea vie și dătătoare de viața cuvântului evanghelic și patristic și nici nu sunt inspirate de mărturia în Hristos purtătoare de nădejde și reînnoitoare a Duhului Sfânt Mânghietor. Temele și textele acestui sinod nu introduc numai concepții noi și eretice, ci introduc de asemenea un mod nou și fără temei, literalmente secularist, adică al veacului de acum, și la cel mai scăzut nivel, adresându-se lumii conform canoanelor unui limbaj birocratic, ideologic, profesionist, rece și rigid, și desigur într-un climat de introversiune nesănătos. Oare acest lucru ar fi așteptat ca glasa lui Dumnezeu celui viu, omului contemporan dezorientat, care se sufocă și suferă de depresie și de moarte spirituală într-o civilizație neopăgână? Iubiților credincioși, următorul capitol și ultimul face o retrospectivă istorică cum s-a ajuns aici. În câteva cuvinte. Vă rog să mai aveți răbdare, fiindcă ne readuce aminte la unii, iar pe unii ne informează despre cum s-a ajuns aici. Adică în lume să fie acum ortodoxi și adevărați, care țin calendarul vechi, care sunt anticumeniști, separați într-o parte, și într-o parte sunt ortodoxi, ecumeniști, care pregătesc acest sinod. Ar trebui însă să subliniem faptul că poziția critică de dinainte și în cele din urmă respingerea din partea adevăratei ortodoxiei așa numitului Sfânt și Mare Sinod al ecumeniștilor decăzuți și caracterizarea lui ca mic și nesemnificativ și desigur ca un pseudo-sinod nu se datorează numai pe principiul reprezentativității, precum și pe tematica și textele lui, ci în primul rând și în mod fundamental pe persoanele și parcursul ei istoric, care datează de la începutul secolului 20 și întotdeauna în legătură cu preistoria sincretismului, cât și cu nașterea și desfășurarea contemporanei panereziei ecumenismului, a căror începuturi își au urmele în gnosticismul sincretist, care a fost condamnat sinodal de către biserică. Dragii mei, ce înseamnă gnosticism sincretist? Gnoză înseamnă cunoaștere. În istoria bisericii, mai ales la început, au apărut niște comunități de oameni care ei spuneau că sunt creștini, cred în Iisus Hristos, dar influențați de filozofia gnostică greacă din trecut, au combinat această credință și au format o erezie numită gnosticism. Gnosticism înseamnă a cunoaște. Și gnosticismul sincretist înseamnă acest lucru, că putem să cunoaștem pe Dumnezeu prin diferite căi. Ca o imagine plastică spune așa, că noi putem să... Dumnezeu este în vârful unui munte. Și că spre acest Dumnezeu urcă ortodoxii pe o pantă, pe o cărare, catolicii pe o cărare și alții pe altă cărare. Ei au diferite căi de cunoaștere de a ajunge la Dumnezeu. Dar de fapt ei ajung la același Dumnezeu. Acesta înseamnă gnosticism sincretist. Adică, de fapt, toate sunt bune, că duc la același lucru. Dar, vă repet, nu știu dacă satanismul duce la același lucru cu ortodoxie. Nici ca mântuire, nici ca loc, unul duce în rai, unul duce în iad, nici ca fapte, dragii mei. Este bine cunoscut faptul că așa numită mișcare ecumenică, în sensul colaborării dintre diversele confesiuni creștine, sub pretextul de a sluji lumea întreagă, având ca scop final unirea acestora, a apărut pentru prima dată pe la mijlocul secolului al XIX-lea, în lumea protestantă a Occidentului, pregătind astfel terenul în diferite moduri pentru cooperarea ecumenică a tuturor creștinilor. Ea, mișcarea ecumenică, a fost exprimată în mod instituțional prin formarea unei organizații pan-creștine, membrii căreia nu vor vorbi adevărul în dragostea credinței ortodoxe, dar vor lucra în mod sincretist în contextul unei iubiri și slujiri lumești. Deci, din protestanți, ăștia s-au gândit, hai să-i unim pe toți și apoi au început să-i lucreze pe rând. Exact în acest moment critic, intră în modul cel mai oficial în evenimentele ecumenice Patriarhia Constantinopolului.
Deci protestanții au pregătit această mișcare de a-i uni pe toți. Dar ortodoxi au stat deoparte. Ei, în momentul acesta, de sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, Patriarhia Constantinopolului se implică în această mișcare și spune și ia inițiative care constituie cu adevărat o inovație și anulează complet canoanele exacte și termenul exact al învățăturii de credință, al formei de dreptare apostolică. La începutul secolului al XX-lea, când un climat inovator era deja răspândit în biserica din Constantinopol, Patriarhul Ioachim al III-lea al Constantinopolului a trimis celorlalte biserici ortodoxe locale două enciclici sinodale, de două scrisori care se circule, în 1902 și 1904. Și fiți atenți ce spune el, cum începe să introducă ideile ecumeniste. Prin intermediul acestor scrisori a pus problema relațiilor precum și a unirii bisericilor ortodoxe în prezent și în viitor cu cele două mari ramuri ale creștinismului, adică cu Biserica de Apus Occidentală și Biserica Protestanței. Deci, iată, dragii mei, din la protestanții a influențat pe Constantinopol și în 1902-1904 Patriarhul dă niște scrisori ca să, la Biserica Ortodoxă locală și spune așa: n-ar fi bine să ne unim cu cei din apus, cu catolici și cu protestanții? Începând să introducă problema. 1902-1904. De asemenea, se propun moduri de netezire a căii spre unirea creștină universală. Și în cele din urmă face un îndemn de a se grăbi unirea în special cu vechii catolici și anglicani, pe care îi caracterizează ca dizidenți și nu ca și creștini rupți de una sfântă și singură biserică vie, prin urmare căzuți. Dar ca stând în credință, chiar dacă pentru un moment nu sunt în comuniune cu ortodoxia. Iată, dragii mei, cum de atunci începe să-i numească frați, să spună că de fapt și ei sunt buni, chiar dacă nu sunt cu noi, ceea ce până la anul acesta, 1900, nu s-a întâmplat în ortodoxie. Tot timpul Biserica Ortodoxă a învățat. Vedeți că Biserica Catolică are erezie, protestanții sunt în afara bisericii și așa mai departe. Ei acum au început să spună, stai un pic că-s bun, că totuși pot să fie cu noi. În aceste două enciclici se reflectă în mod clar teoria anglicană a ramurilor și în acestea se găsesc rădăcinile și cele din tâi roade atât ale implicărilor ortodoșilor în practică și în teorie în mișcarea ecumenică protestantă, cât și în așteptatul mare sinod al pseudo-învățătorilor ecumeniști. În luna ianuarie 1920, în Constantinopol, prin intermediul proclamației patriarhale, a întemeierii hărții mișcărilor ecumenice contemporane, se declară în mod oficial și într-un mod fără precedent, deschis și cu capul descoperit, v-am învățat ce înseamnă capul descoperit, că în ghilimele, adică fără acoperire în Sfânta Scriptură Sfinții Părinți, se proclamă panerezia ecumenismului. Deci în 1920 Constantinopol declară această panerezie, o recunoaște ca fiind bună. Deoarece recunoaște în principal diferitele erezii nu ca eretice și străine de adevăr, ci ca rudenii, acest e citat, și casnice în Hristos și împreună moștenitoare ale făgăduinței lui Hristos Dumnezeu. Adică, dragii mei, și catolici și protestanții sunt moștenitori al lui Hristos și al făgăduinței lui Dumnezeu. Adică se mântuiesc. De asemenea, propunem presupusul folos al întregului trup al bisericii, în cadrul căreia se înțeleg ortodoxi și eterodoxi, întemeierea unei comuniuni a bisericilor care s-a realizat în cele din urmă, după cum bine este recunoscut, în 1948, odată cu formarea așa numitului Consiliu Mondial al Bisericii. Atunci, dragii mei, în 1948, toți ortodoxii, protestanții și catolici s-au întâlnit și au semnat un document punând bazele unei comuniuni a bisericilor numit Consiliu Mondial al Bisericilor. De fapt, este o supra-biserică, este ceea ce va fi în final, o singură biserică. La bazele conferinței intercreștine propuse de proclamația din 1920 se află cele trei concepții eretice principale ale ecumenismului. Teoria baptismală, adică botezului, sincretismul dogmatic, ceea ce v-am spus minim dogmatic, și perspectiva secularistă. Aceste concepții eretice se găsesc de atunci în centrul mișcării ecumeniste și prin intermediul acestora ortodoxi ecumeniști au sentimentul că aparțin unde noi fraternități ecumenice, și dobândesc o nouă autoconștiință ecleziologică.
O consecință directă a proclamației patriarhale din 1920 a fost schimbarea calendarului în 1924, deoarece proclamația ecumenică a propus, printre altele, acceptarea, deci în 1920, fiți atenți ce s-a propus, acceptarea unui calendar comun pentru sărbătorirea în același timp a marilor sărbători creștine de toate bisericile. Această schimbare a fost precedată de așa numitul Congres Pan-Ortodox din Constantinopol din 1923. Participanții căreia sub inovatorul modernistul francmasonul Patriarh Melete Metaxakis aveau conștiința că constituiau membrii frăției pancreștine și urmăreau schimbarea calendarului încât să se realizeze apropierea celor două luni creștine, de răsărit și de apus. Este cunoscut faptul că în numele acestei apropieri, în cele din urmă s-a rupt lunga și sfințită unitate sărbătorească liturgică a ortodoxilor. De atunci, dragii mei, s-au rupt. Rușii serbau nașterea într-un fel, românii într-un alt fel, sârbii serbau pe vechi, bulgarii din 60 la serbau pe nou, deci s-a avut o conglăsuire în lumea ortodoxă. Enciclice din 1902-1904, enciclica din 1920 și Congresul Pan-Ortodox din 1923, precum și Comisia Preliminară din 1930 de la Mănăstirea Vatropedul din Sfântul Munte, sunt considerate unitare cu o perspectivă ecumenistă și referindu-se la Marele Sinod. Ele constituie manifestări ale unei politici bisericești pe un interval lung de timp, ale Patriarhiei de Constantinopol, iar tematologia lor este axa principală a unui plan care a fost descris în mod concret la Conferința Pan-Ortodoxă din Rodos din 1961 prima, a doua din 1963, a treia din 1964 și la Geneva în 1968. Nu trebuie să se uite faptul că Marele Sinod al Ecumeniștilor Inovatori, care a fost pregătit de mult timp, are în mod incontestabil ca bază enciclica din 1920. Acest lucru s-a hotărât și a fost declarat în tematologia primei conferințe de la Rodos din 1961. Și iată, o citează. Ortodoxia și mișcarea ecumenică, prezența și participarea Bisericii Ortodoxe la mișcarea ecumenică în duhul enciclicii din 1920. Această enciclică anti-ortodoxă constituie, după cum s-a stabilit, o epistolă a Patriarhului Melete Metaxakis. Recunoașterea programată a ecleziologității comunităților eretice de apus și de răsărit, de așa numitul Mare Sinod, este scopul urmărit de ecumeniști în lupta lor împotriva Bisericii, pentru că acesta a fost deja declarată, acceptată la un nivel colectiv și pan-ortodox, trăită netulburat și în mod intenționat de aproape un secol, iar acum pur și simplu va fi legiferată sinodal. În acest fel, erezia polimorfă, adică mai multe forme, a ecumenismului, va fi dogmatizată într-un mod foarte concret, după cum prevede litera și duhul enciclicii din 1920, care spune Bisericii lui Hristos de pretutindeni, care constituie împreună noua frăție ecumenică, nu se privesc una pe alta ca fiind necunoscute și străine, ci ca rude, alcătuind zidirea lui Hristos și fiind împreună moștenitoare, unanime și părtașe la făgăduința lui Dumnezeu în Hristos. Epilog. Persistența în ceea ce ni s-a propovăduit și am primit. Iubiți frați în Hristos și fii iubiți în Domnul, ne rugăm ca acoperământul de neînvința Maicii Domnului să nu îngăduie astfel de decădere așa numitelor biserici oficiale, și toți ecumeniștii rătăciți și căzuți să se întoarcă cu milință și pocăință la calea Sfinților noștri părinți. Să nu participe la un sinod prost conceput, sau mai bine și mai exact la un congres ecumenic, în duhul Sinodului II Vatican al Catolicismului Panelit. Fraților noștri, bine intenționat, creiericilor și laici, care încă se găsesc în comuniune cu păstorii lor inovatori, cu toate că au o conștiință clară despre abaterele dogmatice și canonice ale paneleticului ecumenism, mai ales monahii aghioriți din Sfântul Munte, le spunem că este timpul să părăsească întunericul și minciunea eresurilor și să intre lumina și adevărul curat ortodoxii. Pentru că, după cum spun, că au împărtășire cu Dumnezeu și umblă în întuneric, mint și nu săvârșesc adevărul. Clerul și poporul adevăratelor noastre biserici ortodoxe din diferite țări, insuflețiți de mucenici și mărturisitori, încă de la începutul apariției ecumenismului antibisericesc, au dus lupta cea bună, au păstrat credința nevătămată și adevărată a Sfinților Părinți, suferind ar și sa și gerul prigoanelor. Astăzi, având în vedere punctul culminant al apostaziei sincretiste, simt nevoia, adică noi creștini adevărați, să mulțumim Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
pentru că i-am vrednicit să rămână ferm și neclintiți în învățătura sănătoasă a Sfinților Apostoli, a Sfinților Părinți și a Sinoadelor Sfintei Cumenice. Adică în mărturisirea dreaptă a credinței și o mărturisesc în cuvânt și în faptă. Fie adevărate ortodoxii rămân statornici, fără de nicio înclinare în tradiția insuflată de Dumnezeu a Bisericii și transmit continuu strălucitul și cuvinciosul nostru canon al tradiției noastre. După cuvintele Sfântului Clement al Romei, și sunt gata, cât timpul o cere, să repete în mod colectiv, într-un sinod autentic și anticumenist, ceea ce au făcut în trecut în sinoadele locale, adică cuvintele apostolice. Chiar dacă un înger din cer vă va vesti altă evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema. Dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ceea ce ați primit, să fie anatema. După cum scrie Sfântul Apostol Pavel, vă rog. Aceasta este scrisoarea de trezire. Iubiților credincioși, știu că sunteți obosiți, știu că scrisoarea aceasta este complexă și grea. V-am citit-o, mi-am făcut datoria de episcop să informez poporul. O aveți pe site-urile mănăstirii noastre de București. Practic, orice creștin ar trebui să o studieze un pic cu pixul în mână și să o aibă în minte, fiindcă acum va înțelege, ați văzut tot ce s-a întâmplat. Mâine voi citi mărturisirea de credință, aceasta este scurtă, este condensată, fiindcă va fi mai mult popor. Normal și aceasta trebuie să o citesc tot mâine, dar am citit-o azi. Voi citi și mărturisirea de credință. Rămâne, dragii mei, să deschideți ochii, cei care n-ați știut, cei care ați știut, să căpătați cunoștințe mai multe, să fiți mai bine pregătiți pentru acest eveniment, sinodul acesta și ceea ce va urma. Fiindcă la acest sinod, dragii mei, unul din ultimul punct care vor să-l dezbată sau să-l propună, este și acesta. Măsuri împotriva celor care se opun acestor hotărâri. Unde ați auzit dumneavoastră în Biserica Ortodoxă la sinoade să se propună măsuri împotriva celor care se opun? Ci orice sinod trimite ceea ce a hotărât poporului. Și dacă sunt care se opun, sunt chemați să aducă argumente. Dacă ele sunt valide, atunci sinodul cade și se formează alt sinod. Dacă ele nu sunt valide, atunci ei sunt condamnați pe ei. Dacă au de până. Ei, aceștia vor măsuri. Da, iubiților credincioși, aceasta este lumea de acum. Îmi cere tare că v-am ținut atât. Vreau să vă spun, dragii mei, așa cum știți, urmează mai departe slujba vecernă. Deci trebuie să mai aveți un pic de răbdare. Haideți să considerăm ziua de astăzi o zi de slujbă, de sărbătoare, de rugăciune, în care vom simți și tăi. Deci acum urmează slujba vecernă. Rog strana să meargă, așa, tropărește, dar frumos, ca să simțim și tăi și după care sunteți invitați la masă. Să dea Bunul Dumnezeu, și așa cum ați văzut, Maica Domnului la Cuvântul să ne acopere, să ne ferească, să ne păzească, ținându-ne în credința adevărată a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin. Să ne trăiești, stăpâne. Să ne cuvântați, Iisus Dumnezeu nostru, totdeauna cu și bunurile și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Bunul, slavă Ție, Împărat, vino și te sărășuiești și ne curățești din vasul și ne curățești din vasul și ne curățești din vasul și ne curățești din vasul. Dumnezeu, 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 Dumneze